Să pierzi cu grație nu este una dintre calitățile unui fost primar. Foc și pară că nu a fost reales, un oltean și-a luat jucăriile și a plecat la propriu. A luat acasă cheile primăriei, ale terenului de sport și ale unui excavator. A confiscat și o mașină de tuns iarba, mobilierul din birou, ba chiar a luat ca amintire și plăcuța pe care scria funcția. Mazăre din 2012 scrie pe fonduri europene, s-a căgherat pentru oameni. Și nu a mai fost distribuită? Păi le-am găsit în magazin aceea care a fost blocat. Și asta am găsit aici. Astea sunt la două mașini de tuns iarba. Două ambalaje sunt singurele dovezi că în gestiunea primăriei Priseaca din Olt există două mașini de tuns. În magaziile ferecate de fostul primar s-au ascuns tot felul de minuni. Ajutoare nedistribuite, pubele pentru reciclare care zac aici din 2011 și câte și mai câte. Este gunoiul de sub preșul fostei administrații, descoperit cu greu de actualul primar. S-a refuzat de către fostul primar a se preda cheile de la parte importantă dintre încăperile primăriei. De răzbunarea fostului primar nu a scăpat nici măcar plăcuța cu funcția. Și-a luat și-a sușit-o crezând că e a lui, plăcuța cu primarul așa. În birou, primarul nou ales a intrat după ce Aspar Tușa, fostul încă ofticat, refuză orice explicații. Totul este în regulă, este așa cum ar fi trebuit, cum trebuie să fie. Doar că excavatorul ce ar trebui folosit la dezăpezit drumurile din comună e făcut praf și lăsat să zacă pe o uliță, iar cheia e de negăsit. Nu are nimic funcțional pe el, nu are baterie, nu are nimic. Absolut nimic. La ce a rămas? L-a format? A mai venit peste el? Să-l facă, e de-asta vară. Până una alta, actuala conducere spune că a reclamat la poliție sabotajul ex-primarului și speră ca după cercetări să-și intre în atribuții și să ocupe funcțiile și scaunele de la primăria Priseaca.